Omul de afaceri Mohamed Murad așteaptă de 2 săptămâni răspunsul dinamoviștilor ca să investească în Ștefan cel Mare. Dacă nu mă înțeleg cu Dinamo, o să investesc la altă echipă, anunță Murad. Petrolul îl așteaptă la Ploiești. Ați abandonat? Nu, personal nu. De 2 săptămâni am pus oferte pe masă. Dinamo are nevoie pe următoarele 3 ani de zile de aproape peste 10-15 milioane de euro. Cred că sunt alte interese acolo care rămâne așa subiect nerezolvat. Deocamdată Murad a devenit sponsor la canotaj. Lipă l-a adus la Snagov. Ce ziceți de baza noastră? Superbă. Da. Murad a premiat echipajele mediate la europene. Urmează mondialele din Cehia, iar campioanele olimpice de la canotaj au probleme la antrenamente. Bogații care fac valuri pe lacul Snagov erau să le arunce din barcă pe Radiș și Bodnar. A trecut valul peste cap. Deci prima dată lovește, sparge valul și apoi îmi trece mie peste cap. Ancuța a avut de suferit mai mult, fiindcă când am intrat în val a sărit peste ea.